plecăm. Filmează din jurtare. Gata. Exact, unul și său.
Vini pe aici? Nelu. Fără mine. Iată. Cât a costat? A ajuns? Adică? Hai! Auzi? Dima! Hai! Hai de-și pe, 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 h
aveți voi? Para. Thank you.
tot, da. Alergă ușor înapoi, alergă ușor. Ești din zona asta, hai. Hai. Vine, mă! Vine, mă! Vine, mă! Vine, mă!
să-l aducă. Thank you.
Da. Aia nebunesc. Zi. Băi, era acolo, mă, că nu știu. Marcela Băluță, cum e după această promovare? Ai marcat golul care a permis Farului să ajungă la 11 metri. Cum să fie, senzațională, o bucurie imensă. Am crezut tot meciul că vom câștiga. Le mulțumesc suporterilor noștri care au fost trup și suflet alături de noi. Le mulțumim din tot sufletul pentru că au fost alături de noi. Cred că până acum în cariera ta de fotbalist nu ai mai văzut asemenea manieră de arbitraj. Nu, nu, nici la finala cu Petrolul când am reușit să câștigăm. N-am, nici atunci n-a fost chiar așa. Așa ceva n-am mai întâlnit, nici nu cred că mai întâlnesc vreodată. Se poate spune că ați promovat singur împotriva tuturor aici la Bacău. A, bineînțeles, nu știu cum să-i numesc. 16, 17. Plăcere. Hai, o să avem treabă. În primul rând. Asta era să bată pe acolo. L-ai filmat ceva? Nu, doar imagini și asta. Nu, ce să mai, că ce n-aveai ce să vezi? Dă-i în pula mea. Să zici, să zici tu, Radu. Gata? Domnule Constantin Gache, iată că după un an Farul revine în divizia aici la Bacău, împotriva tuturor, echipa noastră a obținut promovarea după loviturile de la 11 metri. E adevărat, am obținut promovare, dar o promovare meritată, zic eu, în care am demonstrat după aceste două jocuri că suntem echipa care merită să fie în divizia. Bineînțeles, trebuie să remarc și nu pot fără asta, dăruirea și efortul pe care l-au făcut jucătorii, mai ales în cele două meciuri. La lovitura de la 11 metri pentru Bacău, Farul a vrut să părăsească terenul. Ce le-a spus atunci jucătorilor și antrenorilor? La pauză le-am spus de fapt că sunt convins că dacă jucăm fotbal cu mai mult curaj, deci putem câștiga, iar la faza aceea cu 11 metri, când toată lumea vrea să părăsească, am spus că trebuie să mergem înapoi, să luptăm, că trebuie să existe un Dumnezeu și pentru noi. Și Dumnezeu a existat și a fost Constanțean. Mulțumim frumos și acum sărbătoarea poate începe. Da, bineînțeles. Cred că o merită din plin, băieții. Hai să mergi pe grică, intrăm în direct acum. Gata, veniți aici. Hai, stai, lasă, iau după aia că intrăm în direct la știri. Da. Ați vrut să scoateți echipa din teren în momentul 70 la acea fază a penaltiului. Cum v-ați hotărât să vă întoarceți în teren? Bineînțeles, o reacție de moment la nervi, dar cred eu că nu se putea întâmpla lucrul ăsta. Oricum, mai aveam puține speranțe la un moment dat, văzând cum decurge jocul. Și de aceea sunt foarte bucuros că jucătorii au reușit până la capăt să tragă de ei până la maxim, la ultima picătură de energie și au reușit promovarea. Bravo lor! Noi vă mulțumim și acum sărbătoarea Farului poate începe. Antrenorul Petre Ghirgoraș și aleargă spre vestiarul Farului pentru a-și îmbrățișa elevii. Despre meci amănunte ați putut afla în transmisie directă. Ultimele 10 minute la loviturile de departajare, Farul s-a impus cu 4-3. A fost un meci de mare tensiune, cum a spus. Și ce-a făcut Farul, mă? Nu mai vreau. Nu ți-ești la radio, ce-a făcut Farul, nu știi? Ați păcat, mă, parte! Ole, 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 ole! Ați păcat, mă, parte! Titolan, mici, mici! Are, cum ar ceos, mersi! Tetelor, mici, mici, a spus! Cine știe când mai vezi? Da. Telefonul se reformează în curtea stadionului afară.
au făcut realmente nebunie aici. Aule! Adi! Radu, ce faci, te urci la autocar? Ce? Mergem cu ei și doar filmăm când ne oprim. Ce atunci mergem cu ei? Fii cu mine! Iar pe... Du-te iar la gric. Tu mă filmezi că filmezi? Da, mă. Mai mă, că nu dă mai contează. Voi, mă. Oricum filmăm tot acolo. Du-te, bă, de aici. Ba, vino, bă, că filmează omul. Eu zic, îți iau interviu. Du-te, bă, de aici. Ia uite, trebuie să are și telefon. Da, vino cu ce că ai zis că înainte de meci nu dai. Vino cu ce. Hai, după ce. Hai că sună cineva, da. Hai că iau lui Ion. Hai, Ion. Stai că vorbim. Stai că vorbim. Filmează, nu contează. Vino aici la masă. Paule, vino aici și un interviu la mine. Mie îmi dai un interviu, hai. Ce vrei să faci mișto de mine? Nu, uite, filmează. Da. Bună seara, doamnelor și domnilor. Ne aflăm în curtea FCM Bacău. După meciul FCM Bacău, Faru. Te rog frumos să ne spui ce ai simțit pe bancă în momentul în care ai văzut jocul așa extraordinar, dur. Cum ți s-a părut? Cum să vă spun? Dumnezeu este cu noi și sentimentele care le-am trăit pe bancă nu pot fi explicate acum. Au fost niște emoții și o tensiune extraordinară. Băieții s-au mobilizat, au crezut în ei, noi de asemenea, și s-a demonstrat la parodia care a fost din partea arbitrajului că Dumnezeu e sus și ține cu cei drepți și adevărați. Da. În încheiere te rog frumos să ne spui ce ai de gând să continui la FC Farul sau să-ți iei o mică pauză, excludem vacanța. O pauză mi-au numai în vacanță. Da, am înțeles, îți mulțumim. După vacanță o să ne întâlnim cu băieții, să facem un chef mare și să o luăm de la capăt în divizia A. De unde? Ce le transmiți fanilor Faru care se află acum acasă și n-au avut posibilitatea să vadă acest meci? Transmite-le un mesaj de aici. Îi iubesc, îi iubesc și salut pe această cale pe Mirciulică și Elena, soția mea. Vă pup. Da. Să mergem la alt jucător mai... Bună seara, doamnelor și domnilor, l-avem pe cel de-al doilea intervievat astăzi, aici la Bacău, erou acestei partide, George Curcă. Să vedem ce ne poate spune despre acest meci și ce a simțit în poartă, aflându-se într-o presiune extraordinară în fața tribunei pe teren. Te rog frumos. În primul rând, bună seara și mă bucur că am promovat în mult dorita divizia și alături de colegul meu care în acest moment mă interviază. Scuzați-mi că nu pot să mă exprim acum. Vă mulțumim foarte mult. Nu știu ce sunt. Nu mă fac cele acum, să moară, mă. Au merg cu echipa cu băieții. Dacă era să plece. Am mai nasol. Gata. Ați vrut să ne bați acasă, vă, media, bă. Mă mai sunt, mă mai sunt. Gata. Îl facem în Qatar. Bine. Îl facem mai sunt. Poate nu plece. Ce faci, mă? Cine pot plece? Hai, mă, adică două minute am pune mai repede întrebările, că îmi face la sărât. Lasă, nu te uiți la el. Te uiți în altă parte. Mă, că pui serios, mă, Cristi. Băi, poți să mă țin oricum, ce nu serios. Cristi Petcu, cum e să promovezi cu Farul în divizia A? Frumos. Un lucru frumos. Toată lumea se bucură și sper că a meritat efortul de un an de zile. Cum comentezi arbitraje? Arbitraj? Comentez, nu pot eu să comentez arbitrajul, dar există cineva sus și ne-a dat peste nas cavalerilor, care n-au fost de partea noastră. Nici de-a.
Da, lasă-l face. La lovitură de la 11 metri emoțiile au fost mari. Emoții normal că au fost, da? Eu unul n-am avut așa mari, dar... Băi, termină mă, dă-te mărții, mă. Încă una? Asta cu... Asta la lovituri de la 11 metri. Asta e cu 11 metri. Băi, pizda, mă, nu steam aici, stăm la 10 metri de tine. Da, mă, că e la mea bani. Asta la lovituri. Asta la lovituri. Asta cu loviturile atât. El a dat, mă? Nu, mă, n-a, dacă el era pe bancă, lasă că știu eu cum îl întreb, de-aia l-am întrebat. Gata? Hai mă că mă dau, mă. Cum să-ți trec mâncața și el e fan? Stai, Cristi, stai. La lovitură de la 11 metri, cum au fost emoțiile pe banca de rezerve? Foarte bine. Mai mari decât acelor care au executat. Dar a ieșit bine. Ai sperat că Farul va reuși promovarea împotriva acestui public băcăman și apoi și arbitrajului? Da, în teren nu joacă nici publicul, nici arbitru. Jucătorul joacă cei 11 din echipa noastră și au demonstrat că joacă și contra arbitrului și contra spectatorilor. Unde a fost din ei? Ia-mă-l în cuvinte. Acelor. Haide, tu fii ca ai băieții. Haide, scot ăsta și ne spune microfonul. Da? Piții! 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 Hai, piții! Da, bun. Stai că vine, traversează terenul. Hai, uitați-vă încolo și nu stați cu spatele, că o spune pe partea aia. Da, să te spate unul, perfect. Bine, dar noi suntem prima zi. Când am de luat, E nasol. Așa, zi-mi tu. Oprește. Cristi Negru, astăzi ai fost cel mai periculos atacant al Farului, te-ai bătut cu fundașii Băcăuani, care au jucat dur, însă arbitru Marian Dorobanțu, care a defavorizat clar echipa noastră, nu a putut purta spre victorie echipa băcăuană, Farul învingând la 11 metri. Da, echipa noastră a câștigat meritat și Dorobanțu s-a văzut clar de la începutul meciului. De fapt, de asta n-au lăsat să televizeze ca să poată să-i ajute, că i-a împins un tip spre poarta noastră. Nu că zic că eu am fost cel mai periculos, toată echipa a fost periculoasă și merită ea tuturor jucătorilor care au intrat pe teren și a antrenorilor și a tuturor conducătorilor din club. Ai avut emoții la executarea loviturii de la 11 metri? Nu, n-am avut emoții. E o lovitură oarecare și eu zic că bag destul de bine și n-am avut emoții. Noi îți mulțumim și cine știe, poate vei evolua și la anul în divizia la Farul, pentru că nu se știe cum vor decurge tratativele cu Universitatea Craiova, al cărei jucători ești. Da, și eu mi-aș dori mult de tot să rămân aici, să vedem ce hotărăsc șefii și eu îmi doresc din tot sufletul să rămân să joc la Constanța. A fost rezolvat. Bravo. Unii
Nicol. Bravo. Bravo, Jean. Gata? Domnule Gheorghe Busânceanu, când v-ați hotărât să investiți în Farul, ați crezut în promovarea echipei în divizia A? Dacă nu credeam în promovarea echipei Farul în divizia A, nu investeam în Farul. Când am văzut că are nevoie de ajutor, de ajutorul unui investitor care să pună banul și să aducă echipa, să dea echipei o șansă, atunci am venit alături de Farul și rezultatele s-au văzut atât în meciul de la Constanța, cât și în meciul de astăzi, când calificarea s-a jucat în teren de către echipă și nu conform multor altor speculații că Farul s-a putea să se dea de o parte și alte și alte lucruri de genul ăsta. După cum ați văzut, relația cu Bacăul a fost extraordinară, cu primarul, cu sponsorul principal al echipei. Noi întotdeauna, de acum o lună jumătate, când deja lucrurile erau destul de clare că avem o șansă foarte mare să ajungem în acest sistem de baraj, am vorbit între noi și am hotărât ca această calificare să se decidă în teren. Și asta s-a întâmplat astăzi. Președintele Paul Pemen a declarat că de luni nu va mai ocupa această funcție la Farul, dându-și demisie. Ce ne puteți spune? Este o altă problemă, este o dispută, eu cred, minoră cu federația. Este vorba de o suspendare pe care ar fi declarat-o federația. Are un termen de recurs pe care cu siguranță o va folosi și federația, având în vedere atât rezultatele președintelui Peniu, cât și rezultatele echipei, vor face în așa fel încât Paul Peniu să rămână mai departe președinte al clubului Farul Constanța. Și ultima întrebare, ne puteți spune cât vor primi jucătorii Farului pentru această promovare? Este o problemă noastră internă, nu este o chestiune publică, vă rog să îmi permiteți să rămână între noi. În orice caz, nu cred că sunt cei $12.000 vehiculați de presa centrală. Nu știu, nu pot să vă spun, noi avem niște contracte între club și fiecare jucător în parte, care cu siguranță se vor onora. Plăcere. Thank you.
și Suzana. Nu mă mai joc. Hai, gata, hai la Faru, 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 Faru. Hai, că ne mai vedem, că ne întâlnim. Hai, palaure, treci. Hai, mă, cu noi, Păi, ca să te ajute, da? Ce avem mai încolo?